Acum facem fidea cu lapte. Cum procedăm? În primul și în primul rând. Eu am cumpărat lapte direct de la dozator, adică laptele mult azi dimineață, de la vacă, nu procesat. Este foarte bun, mai bun decât cel de magazin. L-am fiert, laptele, că trebuie fiert. Nu e ca cel de magazin care îl cumperi, ca să poți să-l bei direct în sticlă. Separat, am fiert fideaua în apă. Am dat apa în crocot, după ce apa a dat în crocot, s-a adăugat fideaua. Am adăugat și un pic de sare în apă la fidea și trebuie să fiarbă cam 10 minute, un sfert de oră. Între timp, trebuie să stați lângă oala cu fidea ca să nu se prindă de fundul oalei. Vă trebuie o lingură de lemn și să amestecați din când în când. După ce s-a fiert și fideaua, am strecurat fideaua de apă într-o strecurătoare mare. Am spălat-o, clătit-o mai pe românește. După ce am clătit, am adăugat în oala cu lapte care a fost fiert. Și acum, dacă am adăugat și fideaua, așteptăm să dea un foc laptele, adică să crească un pic, să facă spumă. Și după aceea, fideaua este fiartă. Deci eu vă urez poftă bună și spor la făcut fidea cu lapte.